11 metri cu Radu Banciu la Sport Total FM. Iată-ne în direct, dragi prieteni, pentru această emisiune practic de despărțire. Trei antrenori au plecat în Liga 1 după etapa din acest weekend. O etapă a 19-a până la urmă marcată de rezultate care erau inevitabile în momentul în care patronii cluburilor se pregăteau deja de mătrășirea antrenorilor lor. A scăpat totuși deocamdată Trică de la CFR Cluj, deocamdată, după un 0-4 cu Pandurii, care păstrează echipa din Gruia pe ultimul loc, însă n-au mai putut să evite această despărțire Ogăraru, George Ogăraru de la U Cluj, bătuți clujenii 3-0 în Ștefan cel Mare. Ogăraru nu mai este antrenorul celor de la U Cluj, a venit Falu în locul său, fostul antrenor de la ASEA Târgu Mureș. De asemenea, după această etapă a fost mătrășit antrenorul Oțelului, Tibor Seimeși, care a pierdut 3-0 cu Chiajna, 3 goluri marcate în repriza secundă. Șumudica așadar i-a tras trapa lui Seimeși, care este și el înlocuit. O formulă, sigur, la care mai devreme sau mai târziu ar fi trebuit să ne așteptăm, cât putea Oțelul să se mențină deasupra nu liniei de plutire, ci deasupra bănuielilor cele mai crunte că se va înneca la un moment dat într-un campionat care n-avea cum să-i surâdă cu 6 echipe retrogradabile. Singura surpriză aici este că Seimeși este înlocuit de Florin Marin, alias Flocea, care revine după ce ultima oară a antrenat Ceahlăul la începutul acestui campionat și care, vă reamintesc, n-a plecat în Arabia Saudită după mentorul său Victor Pițurcă. Și în fine, astăzi, cu câteva minute în urmă, Astra a oficializat pe contul său de Facebook despărțirea de Oleg Protasov după un rezultat nul la Brașov, nul din toate punctele de vedere, 1-1, Astra ar fi trebuit să câștige având superioritate, dublă superioritate numerică, aproximativ în ultimele 10 minute, n-a reușit acest lucru, a salvat totuși un rezultat de egalitate, însă un egal care nu face altceva decât să o îndepărteze de podium și de ambițiile sale inițiale, mai ales dacă ASEA Târgu Mureș câștigă astăzi acasă cu Ceahlăul, diferența va fi de 4 puncte față de Astra. Oleg Protasov va fi cel mai probabil înlocuit, crede presa, de Flavius Stoican. O să vorbim, sigur, despre aceste rezilieri în parte sau despre aceste despărțiri până la urmă, care nu surprind fotbalul românesc ajungând efectiv ciuca disprețului în ultima perioadă. 28 de schimbări de antrenor în 19 etape, un fotbal jalnic, într-adevăr. Astăzi pe prima pagină, în singurul ziar de sport care mai apare la noi pe print, Gazeta Sporturilor, meciul de la Craiova, derbiul acestei etape, este denumit un meci de B, un arbitraj de C și un gazon de D. Într-adevăr, gazonul arată ca stepa africană în nordul Africii de Sud, cu zone dintr-astea de pământ pe unde se așează bivolii sălbatici atunci când își petrec siesta. Astăzi avem două partide, spuneam, ASEA Ceahlăul de la ora 18 și Rapid Viitorul de la 20:30, o echipă doar cu prenume, acest Viitor, ea neavând practic un nume de familie pentru că nu știm unde să o plasăm. Revenim asupra schimbărilor de antrenor. Spuneam, George Ogăraru, o figură interesantă pe prima noastră scenă, un băiat descurcăreț, așa isteț, George Ogăraru, conflictual atunci când este nevoie. Până la urmă a pierdut frâiele unei echipe fără cap și fără coadă, Universitatea Cluj a ajuns în zona retrogradării, mai este însă până la final. Și bineînțeles că punctele pe care clujenii le au, 18, doar cu unul mai puțin decât Gaz Metan sau cu două mai puțin decât FC Brașov, le dau speranțe pentru viitor. Da, nimic nu-i foarte cert nici în această parte a clasamentului. Spuneam, Ogăraru demis, o înfrângere așteptată în Ștefan cel Mare cu noua echipă lui Mihăiță Teja. Dinamo a început bine returul cu multe transferuri, a reușit, iată, să omogenizeze cât de cât echipa, dar și acolo vă reamintesc
după înfrângerea de la Târgu Jiu în semifinalele tur ale Cupei Ligii, era pe făraș un pic și deja, erau deja nemulțumiți proștii din conducerea lui Dinamo, vreau să-l salte. Dar ce nu înțeleg oamenii din fotbalul românesc este că ei se învârt cu toți într-un cerc atât de strânt, încât toate schimbările astea sunt absolut inutile. E net mai preferabil să lași un antrenor după mine să se dea cu capul de pereți de câteva ori pe sezon, așteptând ca la un moment dat, după atâtea și atâtea eșecuri, trebuie să vină și soarele pe strada lor, ceea ce probabil că s-ar și întâmpla. De altfel, chestiunea asta este valabilă peste tot în lume. A trăit-o și Lucescu la Donetsk, a trăit-o și Wenger la Arsenal, nu țineți minte, și unul și altul trecuseră prin zeci de meciuri necâștigate, literalmente. La un moment dat, dacă îi lași, se întoarce roata. Nu e neapărat necesar să vină unul care sigur oprește hemoragia 3-4 etape și după aia intră și el în vrie. Această metodă, într-adevăr, a sacului fără fund și a prostiei pe toate gardurile, este acceptată doar în campionatul italian, unde antrenorii sunt rotiți la 3-4 etape, după care revin invariabil și antrenează același club de încă 8 ori. Deci asta este valabil în Italia, la noi, nefiind însă antrenori, ce să-l tot învârți pe Falub la toate echipele din Liga Antică? Nu văd care e scopul. Dacă ar fi antrenori puși deoparte, grămadă, sau cluburile ar fi atât de bănoase încât ce ar permite să aducă antrenori adevărați, ar merita să-i dai afară. Dar dacă oricum nu-ți poți permite decât să iei pe demișii unora și să-i aduci la tine, nu câștigi nimic. Nici o echipă nu reușește să stabilizeze din 3-4 schimbări de antrenor într-un an. Practic, dacă nu s-ar produce aceste schimbări, în mare, situația clubului ar fi identică. Uitați-vă puțin la ASEA Târgu Mureș, da? Care astăzi, dacă va câștiga cu Ceahlău, se desprinde practic pe poziția a treia, ajunge la 3 puncte de locul 2. Cu cine? Cu Ciobotariu, tată. Da? Ciobotariu fiind al treilea antrenor la Târgu Mureș în acest sezon. Și ei au început cu Falub, l-au dat afară absolut justificat, pentru că ASEA nu avea rezultate la nivelul pe care putea să-l spere. A venit Cristi Puștai, l-au dat afară din inerție, avea rezultate, trebuia păstrat. Ei bine, totuși l-au dat afară, a venit Ciubotariu. Da? Sunt trei antrenori, adevărat, din nou val, să spunem, nu l-au adus nici pe Flocea, nici pe Viorel Hizo, dar până la urmă nu avea, n-are un conținut. De ce să faci cu Ciubotariu când te-ai despărțit de Puștea? Adică e clar că nu e un pas înainte ăsta. Hai să zicem cu Falub, da, era un antrenor totuși prea mic pentru ambiția pe care avea clubul, da. Odată ce l-ai dat afară, gata, bă, continui cu ăla. Nu că nu te-ai înțeles, că atunci nu-l mai numi. Ai timp să vezi, îl cunoști pe antrenor după rezultate, îl cunoști oarecum ca personalitate, pentru că urmărești meciurile și campionatul de atâta timp. Când stai la negocieri cu el, tratezi absolut toate aspectele, nu după aia la duș nu ne mai înțelegem după câteva meciuri. Cazul de la Astra, da, unde a fost adus Protasov, tot așa, pentru că era cunoscut în perioada în care antrena Steaua. Ăla a fost singurul moment în care Protasov a fost cât de cât antrenor, făcând-o pe Steaua să joace într-adevăr un fotbal mai bun decât cu toți ăia alți care au venit după el. De nu știu câte ori Lăcătuș, de nu știu câte ori Stoichiță, da? Dorinel Munteanu, da? Ei nu mai știu cum îi chema pe unii. Era ăla lui Buzărin de la Borzești sau de pe nu știu unde, da? De pe la Brâncești, nu știu cum îl chema pe ăla, Ilie Stan, așa? Au tot venit unii alții, nimic nu s-a schimbat până la venirea lui Reghe, care a câștigat două campionate și acum lui Gâlcă. Schimbau tot așa antrenorii din inerție. Protasov însă rămăsese în mintea conducătorilor de club de la noi în acea perioadă. Nu l-au adus. I-au lăsat un timp destul de scurt. Acum îi se reproșează de către patronat la Giurgiu că a avut echipa pe mână în perioada de pregătire, n-a știut să pregătească. Adică acest cantonament turcesc obligatoriu, te duci în Turcia la noi în cantonament cum iei vitamina C sau paracetamol când ești bolnav. Adică n-ai altă variantă. Nu i-a dus în Tonga, frate, să-i antreneze în Tonga, de exemplu, pe plajă. I-a dus în Turcia, obligatoriu. Poate nu se simțeau bine acolo. Vă reamintesc, Protasov e mai degrabă grec decât turc. În fine, luăm o pauză publicitară, ne întoarcem, vorbim despre această situație disperată din Liga 1.
Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Ne întoarcem în direct la situația din Liga 1, din ce în ce mai interesantă în planul culiselor. Spuneam cu trei antrenori demiși după această a doua etapă a returului. Ucluj l-a înlocuit pe Ogăraru cu Falub, antrenor care a condus în primele 9 etape ale acestui sezon pe ASEA Târgu Mureș, înainte să fie și el mătrășit și înlocuit cu Cristi Puștai, care între timp și-a pierdut și el poziția. Seimeșii nu mai este antrenorul Oțelului, el a fost înlocuit cu Florin Marin, care a fost dat afară de Ceahlău la terminarea turului. Iar astăzi la prânz, pentru că aceste două demiteri erau deja cunoscute, astăzi la prânz Oleg Protasov a fost și el mătrășit de pe banca Astrei Giurgiu, fiind, se pare, înlocuit cu Flaviu Stoican. Deocamdată numirea nu este oficială, dar din sursele presei românești, Ioan Nicolae ar fi discutat deja cu Flaviu Stoican. Întrebarea este cât timp îi va lăsa acestuia la dispoziție, având în vedere că Protasov n-a avut foarte mult timp, iar dacă ne uităm pe rezultatele brute ale giurgiuvenilor, acestea sunt mai degrabă pozitive. Asta este una dintre echipele care n-a fost învinsă în ultimele 5 etape. N-a obținut decât o victorie adevărat, dar nu avea nicio înfrângere, așadar în ultimele 5 meciuri. Oarecum reușise să stabilizeze Protasov situația fără să strălucească. Asta are doar 3 înfrângeri în tot campionatul, 19 etape, și cu toate astea deja și-a pierdut antrenorul de 2 ori, ceea ce denotă până la urmă instabilitate mai degrabă în mintea conducătorilor decât pe banca tehnică, pentru că e greu să faci minuni într-un moment în care tu știi de la început de când semnezi că ești pe făraș. Asta este senzația pe care clar orice antrenor în România o are. Foarte mulți dintre ei n-apucă să-și ia în prima leafă dacă nu cumva obțin ceva la semnătură, ca un gaj, așa, tocmai pentru că e clar că poziția lor este în pericol de când o iau în primire. Putem să trecem în revistă, în momentul de față, situația la cluburi, reamintindu-vă că doar 3 echipe, Steaua, Botoșaniu și Chiajna, n-au schimbat antrenorii până acum. Costel Gâlcă, deși este pe făraș, Steaua a pierdut deja 5 puncte din avansul pe care l-avea în urmă cu 2 etape, după penalizarea CFR-ului cu 24 de puncte, avansul Stelei urcase de la 9 puncte cât avea față de CFR la 10 cât avea atunci față de Petrolul. A pierdut deja 5 puncte în 2 etape, înfrângerea acasă cu Rapid și egal la Craiova, Petrolul câștigând de 2 ori, chinuit cu Brașovul și cu Botoșani. Leo Grozavu este în continuare la cârma botoșenenilor, iar Marius Sumudică, împotriva oricărei logici, a fost lăsat pe banca Concordiei Chiajna și iată, nu fără drept, deși Chiajna a fost în cele 19 meciuri pe care le-a jucat 75% în zona retrogradării, până la urmă iată că a reușit să iasă din această zonă cât de cât. Deci se demonstrează că antrenorul, dacă rămâne în funcție, mai are totuși o șansă pe termen mediu. Da. Ok, deci să trecem un pic în revistă lista completă a formațiilor care și-au înlocuit antrenorii, reamintită de cei de la DigiSport. Ceahlău, Piatra Neamț, Marin Barbu, primele 2 etape, adică Majun, Florin Marin până la capătul turului, adică Flocea, și Ze Maria din etapa 18-a, pe care l-am văzut că se exprimă în italiană, cu o cursivitate extraordinară. Acesta este antrenorul Ceahlăului în momentul de față. Să vedem după etapa de astăzi. Meci la Târgu Mureș contra lui ASEA de la ora 18. Brașovu l-a avut pe Cornel Țălnar, zis Țânțaru, primele 3 etape, pe Adrian Sabo până la capătul turului, iar apoi pe croatul Vjekoslav Lokița, care plângea după ultima etapă. Meciul cu Astra, într-adevăr, a fost extrem de complicat. Brașovul a condus împotriva oricărei logici, avea
5 înfrângeri consecutive în campionat, a condus cu 1-0 împotriva Astrei, a rămas numai în izmene și până la urmă sigur a trebuit să se mulțumească cu un singur punct. Îl avem la telefon pe Adrian Falu, mi se spune, îl pândeam de ceva timp. Adrian Falu, care a condus ASEA Târgu Mureș, spuneam, la începutul campionatului și care acum preia pe Universitatea Cluj. Bună ziua! Bună ziua! E greu și pentru noi, domnul Falu, nu numai pentru dumneavoastră, să știți. E foarte complicat să ținem minte toți antrenorii ăștia, de când sunt demiși, la ce echipă mai ajung. Noroc că cercul în care vă învârtiți este destul de strâmt. Cam câte etape credeți așa noastră, cu sinceritate, că veți rămâne la Universitatea Cluj? Nu știu. Nu pot să fac predicții, că nu mă pricep la așa ceva. Sper că până la sfârșitul campionatului, dar nu se știe niciodată. Ați semnat cu echipa? Da, am semnat. Ați semnat până când? Până la sfârșitul campionatului? Până la sfârșitul campionatului. În România nu pot să faci proiecte pe termen lung. Ce vi s-a spus? Care e obiectivul? Salvarea de la retrogradare? Salvarea de la retrogradare, da. Ați găsit niște condiții minime acolo, din punct de vedere financiar și sportiv, la Cluj? Da, nu sunt condiții rele, nu extraordinare, dar sunt condiții bune, să spunem bune, acceptabile. Asta reamintindu-vă că totuși postul nostru ar fi deja în pericol, având în vedere că presa specula că Laurențiu Reghe cam ar da târcoale poziției de antrenor la U Cluj. Până la urmă se pare că nu-i chiar așa. Nu se știe niciodată, nu știu ce să vă spun lucrul ăsta. Eu azi am semnat, vedem ce va fi în continuare, cât voi sta, nu știu. Pe lângă aceste date pe care sigur că le cunoașteți acum și le-ați luat la cunoștință, lotul clujan, cum vi se pare? N-am auzit întrebarea, dacă puteți să repetați, vă rog. Cum vi se pare lotul în momentul de față la U Cluj? Are lot să rămână în prima divizie sau e subțire? Cred că, da, nu e un lot extraordinar, dar în comparație cu celelalte, cred că se poate lupta ca să rămână în prima liga. Sunteți totuși mândria Clujului, având în vedere că aveți 7 puncte peste CFR după penalizarea pe care aceștia au primit-o, deci ar trebui ca în Cluj, din punctul ăsta de vedere, să fiți pe cai mari, nu? Păi nu știu, vom vedea. Jucăm miercuri în meci cu ei și după aia discutăm după aia, să vedem ce va fi. Deci intrați în pâine, exact într-un derby. Într-un derby local s-ar putea să vi se lege numele practic de o performanță foarte importantă, mai ales că ambele echipe joacă pentru supraviețuire. Ar fi extraordinar pentru noi să reușim să calificăm într-o finală de cupă, care acest club n-a mai jucat de 50 de ani. O performanță mare pentru club, o performanță mare și pentru noi ca antrenori. E adevărat că e doar meci tur ăsta, să notăm, în semifinala cupei, e meci tur, jucați și returul, dar oricum, e important, se joacă în Gruia, nu? Da, în Gruia. Joacă în Gruia, deci un meci în deplasare în cupă, dar spuneam de situația din campionat, pe oricum un ascendent totuși moral poate să fie și asta. Cum vedeți de la distanță așa situația asta a antrenorilor din Liga 1 care... Iată, au ajuns să fie mai mulți dați afară decât numărul etapelor de campionat. 28 de schimbări în 19 etape. Acum, știți, la început ești îngrijorat, de la început te gândești că când intri în meseria asta, în România mai ales, te gândești că cu plăcere la meseria asta, ai aspirații, ai idealuri, pe urmă începi să te obișnuiești cu sistemul și vrei să te traversești. Așa e, da. Asta e îngrijorător. Ce se întâmplă, dar sunt lucruri care le trăim, lucruri care sunt specifice pe românească, nu numai în fotbal. Am văzut tot ce se întâmplă la televizor, mai ales în ultima perioadă și deja suntem obișnuiți cu lucrurile. Ați mai avut oferte de când ați plecat de la Târgu Mureș și până acum? Da, am avut. Am refuzat Iașu și n-am... Era prea aproape, după primitele mea de la Târgu Mureș, mai ales că
și nu se cea nicio pisotea de bună aia. Plecată de la Târgu Mureș, de pe locul 4, cu o echipă foarte bună creată, făcută de mine, trafic de la zero și nu aveam starea de spirit necesară pentru a începe o muncă la altă echipă. Da. Uite că la Iași, până la urmă, treaba merge destul de bine. Două victorii în retur, de când a venit Nicolo Napoli, pare că echipa să se fi redresat un pic, a devenit greu de bătut Iașu. Da, e în regulă, acolo se pot... E echipă cu potențial, în oraș cu potențial. Da, vă dați seama că dacă ieșenii au meci cu Petrolul în etapa viitoare... vice-liderul ligii întâi, dacă nu pierd nici acolo, va fi interesant. Cine credeți că va câștiga până la urmă titlul? Ajung Stele aceste 5 puncte avans? Nu un avans extraordinar de mare, dar niciun nimic, având în vedere că celelalte echipe care sunt în spatele Stelei, nu știu dacă au puterea financiară și puterea sportivă financiară ca să poată bate cu, să se poată bate până la sfârșit cu Steaua. Pe ASEA o vedeți pe podium? Cred că da, o echipă puternică, o echipă care deja are 6 luni împreună la jucători cu experiențe, cu personalitate, dacă lucrurile vor avea liniște din punct de vedere financiar, liniște investiare, o echipă care poate termine campionatul pe podium. Mulțumim, domnul Falup, și succes la Cluj în noua misiune. Două meciuri deja grele în această săptămână cu CFR și cu Chiajna în campionat în weekend pentru noul antrenor al Universității Cluj. Echipa aflată în zona retrogradării, spuneam, după înfrângerea de la Dinamo, la un punct în spatele Gazmetanului și la două puncte în spatele lui FC Brașov. Continuăm această serie care, sigur, că ne împrospătează memoria, e binevenită cu antrenorii echipelor din Liga 1. Spuneam de Vjekoslav Lokica, care conduce Brașovul practic din retur. Deocamdată el n-a reușit mari lucruri acolo. A fost aproape de o victorie ieri, dar faptul că au rămas în 9 oameni în meciul cu Astra i-a făcut să se mulțumească și să spună Bogda proste până la urmă că au luat un punct. Viitorul Constanța, Bogdan Stelea a fost antrenor în primele 4 etape, după care s-a săturat, a venit Argeș Vintilă, despre care s-a spus de la început că n-are nicio șansă să rămână, asta doar 2 etape, și de apoi Gheorghe Hagi din etapa 7, pentru că n-a avut încotro, practic a preluat frâiele echipei. Se vorbește că în această seară Rapidul ar ceda meciul Viitorului Constanța, că ar fi un blat, tocmai pentru că echipa lui Hagi să aibă în continuare șanse intacte de a rămâne în Liga 1. Asta pentru că Steaua ar fi dat meciul Rapidului, Rapidul urmând să dea cele 3 puncte Constanței. Viitorul are 3 puncte deasupra zonei roșii, în momentul de față ocupă o poziție la mijlocul clasamentului. O să vedem dacă aceste discuții se și... sunt și alimentate de un adevăr în această seară, un meci pe muchie de cuțit pentru Rapid, care dacă nu câștigă cu Viitorul, practic revine în negura clasamentului și va avea șanse probabil mărunte de a se mai salva. O să așteptăm rezultatul ca să vedem dacă sunt întemeiate aceste zvonuri, care sigur că stau în picioare când vine vorba de mizeria din Liga 1, te poți aștepta la orice. Iașu a fost antrenată de Lăcătuș în primele 5 etape, apoi de fantomaticul Ionuț Chirilă, probabil cel mai slab antrenor care a condus echipe de Liga 1 în ultimii 25 de ani, și în fine de Nicolo Napoli din etapa 11, spuneam Iașu, echipa dovedind în returul campionatului că totuși nu este o victimă sigură a clasamentului, deși îngropaserăm cu toții. CSM Iași are 3 victorii în ultimele 4 etape, vă reamintesc, 3-0 cu Pandurii, 3-0 în deplasare la Hagi și 1-0 pe teren propriu cu Media, și au fost învinși doar de Steaua cu un amărât de 1-0, deci echipa este pe mare val în momentul de față și este demnă de urmărit. Iașu va juca lunea viitoare, dacă m-am uitat bine, o să verific această informație, lunea viitoare pe terenul celor de la Petrolul pe 9 martie, într-adevăr. Universitatea Craiova, CS Universitatea Craiova, condusă de Ionel Gane în primele 6 etape, a fost un dezastru, după care cuplul Cârțu-Sân-2 a venit, echipa era ultima în clasament în etapa 7 și a reușit să o ducă, iată, la
picioarele podiumului, CSU Craiova este la egalitate de puncte cu ASEA Târgu Mureș pe poziția 3-4 în momentul de față, la doar 6 puncte de locul al doilea. Este o performanță excepțională a acestui tandem de antrenori, bineînțeles cu experiență cât casa, în Liga 1. Universitatea Cluj, spuneam, condusă de Mihăiță Tej la primele 6 etape, apoi de George Ogăraru până în această etapă, inclusiv etapa 19, fără rezultate, Adrian Falu, urmând să se înhame cu speranța să ducă echipa la sfârșitul sezonului. Vom vedea dacă acest lucru este posibil. Oțelul Galați a fost condusă de Sasu Hans Michael Weiss în primele 7 etape, de Michael Weiss, pe care a venit Daniel Florea, cine și-l mai amintește, acesta n-a stat decât o singură etapă, etapa 8-a, Tibor Seimeși, timp de 10 etape, fără mari rezultate și în fine, on a gardé le meilleur pour la fin, Flocea din etapa 20-a, tehnicianul de 61 de ani, care era liber de contract după ce fusese dat afară de Ceahlău la capătul turului. Flocea preia așadar o echipă de Liga 1, ajunge la Galați din această etapă a 20-a. Da, avem un telefon? Nu, pregătim! Se pare că telefon, dar n-am auzit foarte clar despre cine e vorba. Petrolul, da, l-avem pe Sorin Cârțu, mi se spune la telefon. Vă salutăm, domnul Cârțu. Vă salut, domnul Mania. V-am auzit spunând că până la urmă nu putea să sperați la mai mult, terminând 10 oameni cu o inferioritate numerică destul de lungă în fața Stelei. Arbitrajul? Ostil sau mai bun ca altă dată? Ne reproșăm așa, că cartonașele galbene au fost corecte. Da. Deci inclusiv eliminarea lui Brandan. Da. Și... dar odată având handicapul ăsta, sigur că ne-a stricat și nouă așa din strategia ce aveam pe șopeghere pentru repriza a doua, dar până la urmă noi suntem mulțumiți cu rezultatul. E un rezultat, în orice caz, interesant, care vă plasează practic pe podium, așteptând meciul de astăzi, de la Târgu Mureș. E așa pasager, pentru că e imposibil, Târgu Mureș îi va bate rău pe Ceahlău. Pe Ceahlău, da. La modul cum s-au prezentat la primele, după primele meciuri, diferență mare între cele doi. Bun, dar chiar și așa, sunteți la 3 puncte de locul 3. Da. Nu e rușinos, asta spuneam, din etapa 7 de când ați preluat alături de Emil Sărdoi echipa. Cred că aveți un bilanț mai bun și decât Atletico Madrid în Europa. Nu știu, nu am. Avem 13 meciuri, de fapt decât 2 meciuri sunt fără gol. Am avut un 0-0 la CFR și acolo am fost foarte aproape de victorie. N-am vrut, cu ocaziile care le-am avut, merita mai mult noi victoria, să spunem, decât ar fi fost CFR-ul și meciul ăsta cu Steaua. Da, vă așteaptă o deplasare, am văzut cu viitorul. Da. Un meci, cum sunteți acolo? Sunteți obligați tot așa de jocul ăsta al rezultatelor să lăsați niște puncte pentru Hagi sau nu? Nu. Deocamdată suntem departe de targetul care îl avem. Avem și noi un target întâi să ne salvăm noi pielea și pe urmă ne gândim la alții. Așa? Aveți 15 puncte avans față de zona roșie. Da. E enorm. Dacă rămân etape multe, sigur ne gândim și pentru a ridica mai mult în clasament, să fim cât mai bine. Vorbesc de lumea de cupe europene, ok, vedem. Dar partida, vă dați seama, e și un impediment pentru noi greu, că jucăm pe un teren sintetic pe care nu prea îl stăpânim așa, n-am jucat deloc pe el până acum, să vedem. Da. Diferit așa. Da. În orice caz, așa ca bilanț, în momentul de față sunteți un fel de sperietoare în Liga 1, practic nu vă mai bate nimeni. Suntem o echipă greu așa de jucat cu noi. E greu de jucat, într-adevăr, asta și suntem disciplinați, nu ieșim nici noi așa din nu știu ce tipare, pentru că nu avem niște jucători, să sunt afară așa de 1-2, eu știu, care mă gândesc. Care mă gândesc eu să spunem Baob, care așa e imprevizibil în ceea ce face. În rest,
sunt jucători care muncesc, disciplina tactic, avem o pregătire fizică destul de bună. Și în față de alte echipe nu suntem cu Steaua deocamdată, nu suntem la, eu zic că trebuie să fim realiști, nu suntem la nivelul Stelei sau sunt mult mai mai consistent în joc decât noi, mult mai matur și mai cu personalitate, așa. Dar față de alte echipe, de celelalte echipe în România, au greu cu noi în tot ceea ce facem. Nu cred că v-ați așteptat în momentul în care ați preluat echipa, spuneam, după etapa a șaptea, să ajungeți la un asemenea bilanț, să fiți la 15 puncte de locul 13. Când ați preluat-o erați ultimi, da, nu? Da. Eram, aveam două puncte și noi speram că ieșim de acolo, speram că vom scoate echipa de la retrogradare, pentru că aveam încredere în ce putem noi și, eu știu, să ne impunem principiile, dar într-adevăr, eu știu, parcursul ăsta așa care îl avem acum, fără să fim învinși, nu l-am gândit, de ce să nu recunoaștem. Ce părere aveți de bilanțul ăsta care este unic în Europa? 28 de antrenori au fost demiși în 19 etape în Liga 1. La noi, în România? Da. E, ce să spun, exact reflectă ceea ce se întâmplă și la noi în societate. Nimic sigur, totul relativ și așa la plezneală, multă plezneală întâmplă. Vedeți un viitor? Nu poți să vorbești de strategii din astea pe viitor apropiat. Poate în cel mai fericit caz așa un viitor apropiat scurt așa, dar de viitor mai lung în niciun caz. Apropo de viitor, aveți planuri la Craiova? S-a discutat pentru sezonul viitor? Bănuiesc că nu vă dă afară după un asemenea campionat. Cine știe? E să vedem, să terminăm, să ajungem pentru sezonul viitor și pe urmă ne gândim. Dincolo de demersurile pe care am înțeles că le întreprindeți pentru participarea în cupele europene și care deocamdată n-au răspuns oficial din câte știm noi, da. În orice caz, chiar dacă nu veți participa în cupele europene, cu lotul pe care l-aveți, ce a spus la punct acolo, vă mai așteaptă o pauză de vară, anul viitor ar trebui să vă bateți la titlu. Pentru, da, dacă rămânem pe pozițiile respective și, eu știu, este siguranța asta care a fost și modul în care s-au desfășurat anul ăsta, că, eu știu, noi am antrenat, patronii au făcut bani, fotbaliștii au jucat, nu și-au văzut de alte lucruri. Dacă mergem pe strategia asta și, bineînțeles, trebuie să ne îmbunătățim lotul, pentru că în general, așa, ca să faci o echipă competitivă, mai tot timpul ești într-un trial, într-o selecție așa, perpetuă. Că altfel, ca să oprești exact ceea ce ți se pare că dă rată. Noi și acum tot timpul evaluăm și vedem. Da. Să vedem și cum să pot, clauzele contractuale, cum poți să scapi de jucătorii respectivi dacă nu îți dau satisfacție. Mai avem acum niște cazuri pe la noi. Da. O vedeți pe Steaua campioană? A pierdut deja jumătate din avansul pe care l-a avut în două etape. Într-adevăr, mai sunt 5 puncte. S-a relansat puțin campionatul la față. Mai sunt 15 etape. Cam de vreme. Totuși a pierdut din avantaj așa de vreme. A pierdut cele 5 puncte. Dar, eu știu, consider că e o echipă, totuși, v-am spus, mult mai matură decât mulți și au fotbaliști la dispoziție. Numai că, nu știu, am văzut și el, nu știu ce să spun, mai puțin sunt preocupat așa să-i analizez pe cei de la, sau să le dau sfatul, sau să fac analiza lor, nu mă interesează. Probabil că se întâmplă ceva, nu știu. Ofensiv, vi s-au părut o echipă... Păi tocmai de asta spun, la zile care le-au avut și asta în repriza a doua și că au jucat 11 contra 10, au fost niște ocazii întâmplătoare, așa că, eu știu, s-a centrat și uitat acolo niște caramboluri, niște, dar mă așteptam mai mult în momentul în care au avut superioritatea. Să vede că le lipsește într-adevăr
Da, era foarte periculoasă cu Sămurtean. Sămurtean e o mare vis. Practic, în ceea ce înseamnă, sau în ceea ce însemna, eu știu, dezvoltarea lor a jocului și ofensiv, multe procente. Acum, cel puțin când, cum am văzut, așa, sterilitatea lor. Și pentru că sunt acțiuni previzibile și ușor de, de combătut. Da, totuși niciun gol în două etape pentru Steaua. Da. A spus, iar ocaziile care au fost, că ele au avut niște ocazii, dar au fost întâmplătoare. Vorbesc de cele din repriza a doua, când au avut superioritate. Mă așteptam în momentul în care o superioritate să ne supună la mai multă presiune și mult mai mult, eu știu, să fie mai, să fie mult mai prezenți în fața porții acolo cu ocazii mai mari. Dar s-au ieșit întâmplător ocaziile respective, din carambol, din... Da. Nu știu, o greșeală a unui jucător care a comandat un jucat super, vorbesc de Frăsinescu, s-a băgat sub minge la ultimele secunde atunci. Alții surprinși de minge au lăsat-o în zona aia periculoasă, dar în rest, v-am spus, unde așteptam altceva. Mulțumim, domnul Cârțu, de bine, intervenție și numai bine. Baftă în continuare la Craiova, care spuneam va fi supusă unui test jucând etapa viitoare la viitorul pe un teren sintetic. Test din mai multe puncte de vedere. Craiova, una dintre puținele echipe care n-a schimbat decât o singură dată banca tehnică. Spuneam plecarea lui Ionel Gane după primele 6 etape, avea 2 puncte în clasament. I-a prilejuit andemului Cârțu Sân 2 să preia frâiele echipei și iată a dus-o până practic pe podiumul clasamentului la sfârșitul etapei an 19, deci într-un termen foarte scurt, mai este încă mult până la finalul sezonului, ei deja sunt în zona podiumului de pe ultima poziție. Asta este un exemplu că până la urmă într-un campionat de genul ăsta oricine are o șansă și că dacă reușește să câștige câteva meciuri la rând și se plasează pe orbită într-o serie favorabilă, poate să destrame toate prejudecățile posibile. Ajungem și la Universitatea Cluj, unde, de fapt, cred că am și vorbit de Cluj și mai devreme, am vorbit și de Galați, cu Florin Marin, care preia echipa începând din etapa viitoare, adică din etapa 20-a. Petrolul s-a despărțit de Răzvan Lucescu după 7 etape, a venit Gigi Mulțescu, care a stat până la încheierea turului, și apoi Mircea Rednic, și un trio formidabil la Petrolul. E bine, Strâmbu este antrenor de două etape, echipa a câștigat 1-0 cu Brașovul, 1-0 la Botoșani, a câștigat din penalti în ambele situații, dacă nu mă înșel, de două ori din 11 metri, în orice caz din penalti în etapa care s-a desfășurat în acest weekend la Botoșani. A avut și noroc Petrolul, dar iată, a beneficiat până la urmă de două contraperformanțe, să spunem așa, ale Stelei. În primul rând, faptul că Steaua n-a marcat în două etape. Nu-i catastrofă un egal la Craiova, evident, cu o echipă pe val, greu de bătut, dar Steaua pierde 5 puncte în fața Petrolului în doar două meciuri. Urmează meciul cu Iașu al Ploieștenilor de lunea viitoare, mai greu decât o arată calculul hârtiei, în fața unei echipe, spuneam, în formă în acest moment. Astea, Târgu Mureș a fost scunsă de Falub în primele 9 etape, după care a venit Cristi Pustai până la sfârșitul turului și apoi Liviu Ciobotariu din etapa 18. Deocamdată lucrurile merg la Târgu Mureș. Echipa a avut noroc, câștigând la Cluj cu 3-0, cu două penaltiuri și eliminarea gazdelor. Are astăzi meci cu Ceahlău, pe care în mod normal ar trebui să-l câștige. O să vedem dacă va fi așa, dacă nu, deja ne gândim că Liviu Ciobotariu ar putea să nu încheie sezonul la Târgu Mureș. Rapidul a fost condusă de Ionel Ganea, care n-a omorât pe nimeni în timp de 9 etape, după care a venit Marian Rada, evident Marian Rada, etapele 10 și 17, între timp Rapidul s-a despărțit definitiv și de Nicolae Manea, care a plecat într-o altă lume. A venit Cristi Puștai din etapa 18, victorie cu Steaua. Victoria cu Steaua, urmează meciul cu Viitorul în această seară. Rapidiștii se gândesc la un scenariu de tipul celui de din meciul dintre Marseille și Caen de vineri, adică un scenariu care să-l avantajeze pe Gică Hagi, spuneam mai devreme, nu că ar fi fost blat la OM cu Caen, dar un scenariu de tipul ăsta în care
deși au condus cu 2-0, gazdele au fost învinse până la urmă cu 3-2. Am zis că totuși puțină lume vede o victoria Rapidului în acest... în această zi de luni. Astra Giurgiu, Daniel Isăilă, 10 etape, Oleg Protasov până în această etapă inclusiv. Vremea lui Isăilă, reamintim, Astra a eliminat pe Lyon din Europa League, s-a calificat în grupele Europa League, unde n-a mai avut același succes. Lyon este însă și astăzi liderul campionatului francez, pentru încă o etapă, probabil, că etapa viitoare joacă la Montpellier, PSG are meci acasă cu Lens și probabil că se va schimba liderul și în Franța, dar până atunci ne pregătim de schimbarea antrenorului și la Astra. Spuneam, e posibil ca Flaviu Stoican, o să aflăm în curând, poate chiar în cursul acestei zile, să preia și el le flambeau, adică flacăra, făclia aia cu care fuge așa ca prostul de unul singur, să încerce să ducă echipa din Giurgiu, delocalizată arbitrar la Giurgiu până la sfârșitul acestui campionat. Dinamo l-a avut pe Stoican 14 etape, nu mergea foarte rău cu el. Apoi pe Ionel Dănciulescu, care n-a vrut să fie antrenor, dar până la urmă a trebuit să se execute. Dănciulescu a rămas până la sfârșitul turului. Mihai Teja din etapa 18, deocamdată cu succes, 2 victorii în campionat, chiar dacă o înfrângere la limită în semifinala Tura Cupei Ligii. CFR Cluj, Vasile Miriuță, cetățean maghiar, etapele 1 și 15, care apoi a plecat înapoi în Ungaria. Francis Dican, timp de 2 etape, a fost un jucător al lui Guignon. Așa, și în fine Eugen Trică, care este mai mult decât pe făraș, după ce a fost umilit în acest weekend 0-4 acasă cu Pandurii Târgu Jiu. Ajungem imediat și la echipa gorjană. Gazmeta Mediaș l-a avut pe Cristi Dulca 16 etape și apoi pe Dan Matei din etapa 17, deocamdată Mediașul este în plop, Dan Matei pe făraș, evident, Mediașul este la un singur punct de zona retrogradării, nu-i văd bine în acest moment, pare să fie în vrie echipa. Și în fine Pandurii, condusă fără succes, în mod surprinzător de experimentatul Petre Grigoraș, tot turul campionatului, a lăsat practic echipa în genunchi Petre Grigoraș. A venit Edi Iordănescu mai exact, care are deocamdată rezultate la Târgu Jiu, lucru care pe undeva ne surprinde, victoria cu Dinamo în semifinalele tur ale Cupei Ligii și de asemenea în campionat, unde Pandurii, mă rog, după ce au pierdut cu Universitatea Craiova pe teren propriu, s-au revanșat teribil la Cluj, acest 0-4 care îi plasează într-o situație mai degrabă confortabilă la jumătatea clasamentului. Urmează un meci la Piatra Neamț pentru Pandurii. Un astfel de rezultat n-a reușit Petre Grigoraș în tot turul. Să bază la CFR, sigur, o echipă demoralizată, e clar, o echipă care, în mod normal, dacă își va recupera la TAS punctele, nu poate să retrogradeze, dar dacă nu și le va recupera, până la urmă își merită soarta. În mod normal n-ar trebui să le recupereze, sigur, pentru că din punct de vedere financiar și-a bătut joc de antrenori și de jucători. TAS-ul nu este un fel de mama răniților, ci dimpotrivă este un tribunal, după părerea mea, cu decizii corecte și care, după cum ați văzut, a sancționat întotdeauna nemernicia fotbalului românesc așa cum trebuia. Luăm o pauză și o să revenim, avem de vorbit și despre fotbalul internațional, ca în fiecare zi de luni, de exemplu. Mă spălați pe cap. Puțit. Dar de ce? E nere. 11 metri, 100% natural. Mai există un scandal la modă în Liga 1, sau mai degrabă în fotbalul românesc, aici nu e vorba strict de campionat, ci de drepturile de televizare, de exemplu de campionatul european 2016, bate la ușă acesta, va avea loc în Franța vara viitoare. TVR-ul n-ar avea bani să achite către UEFA în suma de 4,5 milioane de euro pentru transmiterea meciurilor. Sigur că nu e o dramă pentru nimeni, poate doar pentru orgoliul TVR, care intrase în acest joc fără să-și facă socotelile, doar pentru că din inerție s-a stabilit ca în România toate meciurile, în toate timpurile, să fie televizate de antena publică.
adică să fie într-un spațiu public. Amintesc că aproape nicăieri în Europa meciurile de la turneele finale nu mai sunt difuzate de televiziunea publică. Asta și pentru că menirea acesteia nu este obligatorie, aceea de a le da oamenilor fotbal de la marile competiții. Fotbalul fiind mai degrabă un sport scump, din ce în ce mai scump, care a luat-o de mult pe altă cale, nu mai este în cum se numește asta, în nu-mi vine minte cuvântul, când ești în must carry, așa, nu mai este fotbalul de mult în must carry, a devenit până la urmă o instituție aparte, da, stat în stat, gestionându-și acest drept până la urmă din cu totul alte surse, una mai bănoasă decât alta. Așa că pentru telespectatorul obișnuit, că TVR-ul nu mai dă campionatul european, el fiind oricum cu un picior în groapă, un faliment care n-a fost însă recunoscut de cine trebuie în România, de instanțele statului român, din păcate, TVR-ul trebuia închis și eventual repornit, cum s-a întâmplat în Grecia, pentru că nu este până la urmă o instituție fără de care să nu mai putem trăi, mai ales că românii au televiziuni gârlă. Este unul dintre puținele capitole unde nu avem nicio problemă. Se va găsi un prost, pardon, un cumpărător care să achite 4,5 milioane de euro. Avem televiziuni de sport puternice care trăiesc din banii abonaților, atât canalele Dolce, cât și cele ale RCS, RBS pot cumpăra oricând. 4,5 milioane, un mizilic pentru a transmite turneul final a campionatului european, cu atât mai mult cu cât România are șanse uriașe să participe. Și ar fi pe undeva normal ca în sfârșit să ne desprindem și noi de această concepție învechită că toate meciurile echipei naționale trebuie văzute la TVR. Ne-am plictisit să-i tot vedem deplasându-se pe așii TVR-ului, oferindu-ne mai bine de 25 de ani aceleași comentarii, cu aceiași oameni, da, de care nu te poți debarasa, pentru că asta înseamnă TVR-ul. Să-ți lipești de fund la o etichetă și să o porți cu tine toată viața ca pe un spin. Nu e tată, trebuie să mai și alegem la un moment dat. Hai să se mai duce, să mai ducă și ăștia la alții. De la Digi și de la Dolce, care e posibil să transmită împreună competiția, dacă aceasta va fi redistribuită, dacă UEFA va vedea că TVR-ul nu are bani, probabil o va distribui la doi provider dintre ăștia, și RCS-ului și Telecomului, ca să aibă acces cât mai multă lume. E posibil să se întâmple așa. Televiziunile astea își vor aranja meciurile, probabil echipa națională a României va fi transmisă de ambii difuzori, urmând ca restul partidelor să fie împărțite. Așa mă gândesc că s-ar întâmpla. Finala pe ambele canale ar fi o reciprocitate avantajoasă și pentru unii și pentru alții. Să lăsăm deoparte TVR-ul, că nu plânge nimeni dacă nu mai ajung meciurile acolo, chiar și dacă nu le vedem deloc, decât să fie pe TVR. Așa că sunt astăzi destule canale pe satelit care transmit meciurile. Nu mai suntem ca în anii lui Ceaușescu, când asta era singura noastră speranță, că dacă nu trebuia să mergem pe dealuri să prindem ungurii, bulgarii, rușii sau ce știu eu ce mai prindeam. Ajungem la fotbalul internațional. Aș începe cu Anglia, unde a avut loc finala Cupei Ligii. A câștigat Chelsea în fața lui Tottenham cu 2-0. Este un trofeu pentru Jose Mourinho după un meci slab în care Chelsea n-a fost peste Tottenham, decât poate așa cum a fost Steaua peste Universitatea Craiova, cum spunea Cârțu, la maturitate, la modul în care știa să gestioneze momentele importante ale meciului. Altfel, Chelsea a dezamăgit și în acest joc. A câștigat un trofeu care oricum nu-i avantajează cu nimic la finalul sezonului, pentru că echipa este pe primul loc în campionat, nu se va duce în Europa League, va merge tot în Champions League, n-are cum să mai piardă această poziție, mai ales după eșecul lui Manchester City din acest weekend. Avansul lui Chelsea este de 5 puncte în Premier League, cu un meci mai puțin disputat decât cetățenii, și șansele de titlu sunt uriașe pentru Mourinho, care se plictisește pe banca lui Chelsea și se plictisesc și suporterii acestei echipe. O să vedem
dacă în meciul de Champions League cu Paris Saint-Germain, în meciul retur, Chelsea va reuși să se ridice măcar la nivelul necesar unei calificări. Că probabil după aia vor veni clipe mai grele pentru ei. Echipa nu pare să fie mobilată pentru a ajunge prea departe, după părerea mea, în Liga Campionilor, fiind inferioară Barcelonei, Realului, lui Bayern München, evident, și poate și altor echipe surpriză, cine știe, chiar un AS Monaco. Iată, jucând în asemenea mod, nu văd cum ar putea să fie eliminată de Chelsea, decât cu un noroc chior, bineînțeles, în favoarea lui Mourinho. Altfel, nu primește Monaco gol de la Chelsea două meciuri, dacă joacă în ritmul ăsta. Este de netrecut această echipă, care, chiar dacă are multe absențe, până la urmă îi poate face față, nu oricui, că sigur că lui Bayern München nu i-ar face față, sau Realului sau Barcelonei, dar lui Chelsea cu siguranță. O să mai vedem asta până la tragerea la sorți și la meciurile retur, care, reamintesc, sunt programate abia săptămâna viitoare. În această săptămână sunt meciuri de cupă și de campionat chiar, pentru că tot vorbeam de Premier League. Este etapă la mijlocul acestei săptămâni. Astăzi suntem pe data de 2. Pe 4, Chelsea joacă în deplasare la West Ham, un partid de la îndemână cu o echipă care n-a mai bătut de 5 etape și care este în vrie. Manchester City joacă acasă cu Leicester, ultima clasată, o echipă înfiorătoare din Premier League, deci ecartul de 5 puncte ar trebui să se mențină. Arsenal se deplasează la QPR, un alt loser al campionatului Angliei, meci la Londra, pe care Arsenal trebuie să-l câștige, mai ales după Pocinogu din Liga Campionilor, când s-a făcut de râs acasă cu Monaco. Manchester United are meci pe terenul Newcastle, cred că vor gestiona bine băieții lui Van Hal, prea plină de talente Manchester United ca să se încurce într-un ciot. O victorie însă lamentabilă a lui United în acest weekend cu Sunderland pe teren propriu. N-a reușit Van Hal nimic nici de data asta. Manchester United a câștigat într-un picior după ce adversarul a rămas în 10 din 11 metri. Rooney a reușit o dublă, absolut lamentabil a fost iarăși meciul. Da, până la urmă sunt 3 puncte, sigur, în ritmul ăsta United va prinde Champions League, chiar dacă Liverpool vine bine de tot din urmă, după ce s-a făcut de râs în Turcia cu Beşiktaş, o echipă absolut nulă în campionatul turc, n-a reușit să câștige nici în acest weekend pe teren propriu. Beşiktaş însă a scos-o pe Liverpool, dita mai fenomenul din prima ligă engleză, așa. Liverpool însă cu ambiții chiar la locul 3, dacă merge în acest ritm. Urmează un meci acasă cu Burnley la mijlocul săptămânii, pradă ușoară pentru Liverpool. Să vedem așadar dacă primele 5 clasate vor reuși să câștige toate, au meciuri enorm de ușoare în această etapă. Da, mai sunt surprize în Anglia. Mai întâmplă din când în când și câte o bombă de tipul ăsta. A fost festival, fraților, în Germania, absolut festival, iarăși în această etapă. Wolfsburg a câștigat pe terenul lui Werder Bremen cu 5-3, după ce câștigase cu 5-4 și pe terenul lui Leverkusen. Bas Dost, omul nostru, a marcat o dublă. Caligiuri, de asemenea, două goluri, jucătorul american. Wolfsburg a ajuns la 53 de goluri marcate. 3-0 cu Hoffenheim, 5-4 cu Leverkusen, 2-1 cu Hertha, 5-3 cu Werder Bremen. Acestea au fost ultimele 4 rezultate, toate încheiate cu succes, plus calificarea cu Sporting în Europa League. 8 puncte însă în spatele lui Bayern München, care a câștigat 4-1 vineri cu FC Köln fără niciun fel de problemă. În Germania, etapa viitoare, 24, are loc weekendul următor, cu meciurile Hannover, Bayern München și Augsburg, Wolfsburg. Borussia Mönchengladbach, care este la 10 puncte de Wolfsburg, așadar primele două poziții sunt decise, joacă la Mainz și Gladbach este totuși în formă destul de bună, s-a desprins la 4 puncte de Bayer Leverkusen, care joacă pe terenul lui Paderborn. Denotat excepționalul 3-0 al lui Dortmund în fața lui Schalke, echipă de Liga Campionilor. Dortmund, după 4 succese la rând, a reușit în sfârșit să se desprindă net de zona roșie și ocupă poziția a 10-a.
De altfel, proiectul Klopp, proiectul Dortmund este încă în vigoare și la OM. OM care a devenit din acest weekend, este practic oficial, un Werder Bremen al Europei. Și am spus înainte ca Bremen să joace acasă și să piardă 3-5 cu Wolfsburg. Practic suntem un fel de Werder Bremen. O echipă care mereu, mereu a jucat așa, a fost imprevizibilă, a marcat o căruță de goluri, dar până la urmă pentru prea puțin la final. Werder, spuneam, învins acasă de Wolfsburg cu 5-3 în meciul weekendului în Europa, după ce a avut 3-2 în minutul 28. Atât a fost și la pauză. Wolfsburg așadar a fost zgârțită din toate balamalele în prima jumătate de oră, a așteptat pauza în 10 minute de la reluare. Tot avansul gazdelor s-a dus, ba deja era compromis meciul în totalitate, Wolfsburg reușind 3 goluri în 8 minute după pauză, de la 3-2 s-a făcut 3-5. O situație similară cu ceea ce trăiește OM deja de 3 etape în campionatul Franței, o echipă ofensivă, uluitoare. Toți cei care vin să ne dea peste bot în acest weekend cu rezultatele, aș reaminti doar atât. Marseille a marcat cu 24 de goluri mai mult decât AS Monaco în acest campionat și cu 20 de goluri mai mult decât Saint-Étienne. Echipe care probabil ne vor depăși la final, da? Dar care au, cum să ai, mă, cu 24 de goluri marcate mai mult decât Monaco? Acesta este bilanțul în campionat al OM, sigur că are și 4 goluri mai mult marcate decât PSG și un singur gol mai puțin marcat decât Lyon. Dar o să ajungem și la campionatul Franței. Asta după ce trecem un pic prin Serie A. Astăzi, atenție, avem un Roma-Juventus la 21:45. În cazul în care romanii ar câștiga, ceea ce pare puțin probabil după mersul echipei în campionat în ultima perioadă, o singură victorie în ultimele 5 meciuri pentru Roma. Dacă Roma bate, s-ar apropia la 6 puncte de Juventus, 51-57, și ar mai exista o speranță pentru titlu, deși Roma se gândește să securizeze locul 2. Napoli s-a apropiat la 3 puncte, dar a fost învinsă la Torino în acest weekend de echipa napoletană. Ăsta a fost norocul Romei, altfel Napoli, toată lumea așa credea, va ajunge să o egaleze pe Roma înaintea derbiului cu Juve. Parma este aproape oficial în faliment. Italienii dau vina unii pe alții că i-au permis aceste echipe de mizerabili să joace în prima ligă. Este și o victorie pentru noi. Parma învingând atunci cu dopajul, îmi reamintesc, fără să fie sancționată ulterior, deși așa ar fi fost cazul. OM trebuia să câștige la masa verde finala cupei UEFA din 1999, pentru că s-a demonstrat că jucătorii Parmei erau dopați. E bine, iată că a venit și ziua răzbunării. Parma este în faliment. Tribunalul comercial din Parma va decide acest lucru mai mult ca sigur în câteva zile. Oricum, echipa are ultimele două meciuri pe teren propriu neprogramate din cauza situației prin care trece. Jucătorii nu mai sunt plătiți, nu mai vor să joace. Parma nu va mai exista cel mai probabil din sezonul viitor și va fi obligată să reînceapă cursa de la amatori, așa cum se întâmplă în Occident, nu cum se întâmplă la noi. Asta însemnând undeva cel mai bun caz în Liga 4-a. Până mai ajungem în prima ligă, mai avem de așteptat. E bine că niște oameni care au furat fotbalul în ultimii ani, atâta timp, au ajuns la sapă de lemn. Altfel, de notat că echipele din Milano n-au avut un weekend prea bun. Inter, care venea după 3 succese la rând, s-a înclinat acasă în fața Fiorentinei 1-0, o dramă pentru internaționale, care negocia, se spuneam, bine câteva viraje, inclusiv meciul din Cupa UEFA cu Celtic. Iar Milan n-a putut mai mult decât un 0-0 la Chievo, locul 10 pentru AC Milan după 25 de etape, locul 9 pentru Inter. Ne tragem practic seva și din înfrângerile altora. Astea sunt într-adevăr de proporții. Milano căzând pur și simplu de pe harta fotbalului, unde aproape că nu mai reprezintă nimic. Ne întoarcem după o pauză și vom vorbi și despre campionatele Spaniei și Franței și despre alte informații, evident. De exemplu, turneul celor 6 națiuni la rugby, care se pregătește să ajungă iarăși în mâna 15-ului Treflei, adică al trifuiului irlandezii. Ne întoarcem după o pauză. Unsprezece metri.
Să fie pace, ca să nu fie război. Ne-am întors în direct, a fost dat afară Bulă, selecționerul celor din Gibraltar, chiar așa îl chema, Alen Bulă. Mă rog, cum la ei nu există diacritice, practic noi putem să-i spunem Bulă. Ăsta era selecționerul Gibraltarului, dragi prieteni. Federația Gibraltareză de Fotbal a făcut astăzi cunoscut acest anunț tragic. L-au dat afară pentru insuficiență de rezultate, 21 de goluri încasate și unul singur sau niciunul înscris, depinde cum vrei să o iei. Mă gândesc că al de Oleg Prostasov poate să meargă să antreneze în Gibraltar. Nu e o problemă, ei joacă pe teren propriu la Faro, o localitate sibilină în sudul Portugaliei, unde te poți plimba cu bărcuța și în imaginație și în realitate. E o cale ferată acolo, plasată exact la capătul lumii. Ea este despărțită de o mlaștină și respectiv de un aeroport. E genială calea ferată din Faro, dar care nu duce nicăieri, întrucât linia ferată se întrerupe până la granița cu Spania, ea ajunge undeva până pe la Tavira, pe care se oprește, nu mai ajunge la San Antonio, San Real, acolo la frontieră. Pe partea cealaltă e aeroportul de la Faro și între ele este o mlaștină excepțională, plină de păsăret, pe unde te poți plimba cu barca. E un fel de deltă pe care o face acolo Atlanticul. Până însă la intrarea în Atlanticul propriu-zis, e o zonă dintre asta, într-adevăr, unde timpul se oprește și unde mai vezi cât o barză, cât un pelican, e plin de berze la Faro. E o atmosferă extraordinară acolo. Ești la capătul lumii, taică. N-ai nicio grijă. Stând, uitându-te acolo de niște restaurante de-astea cu vedere panoramică spre delta respectivă, vezi toate avioanele cum decolează și cum aterizează ca aeroportul la 5 km de fortăreața din Faro, acolo unde au venit prima dată maurii și au trecut prin foc și spadă tot ce exista. Mănânci un pește liniștit și te uiți la... Pe calea aia ferată treci odată la 4-5 ore cât un trenuleț dintre ăsta. Nesemnificativ, nu se circulă pe calea ferată, practic, în zona aia, doar așa, trenuri cu 2-3 vagoane, în când în când. E, pe acolo probabil că se făcea veacul și acest Bulă al Gibraltarului, care tocmai a fost demis. Ne întoarcem la fotbal, la fotbalul internațional. Liga Spaniolă, Primera, a avut în acest weekend câteva rezultate interesante. De exemplu, Real Madrid n-a reușit să învingă acasă Villarrealul, submarinul galben în mare formă, a fost o demonstrație de forță și de spectaculozitate oferită de Villarreal, care trebuia să câștige la Madrid, dar până la urmă, pentru că așa e această lume, plină de stereotipuri, meciul s-a terminat la egalitate, 1-1. Bineînțeles că Real Madrid a marcat din penalti, bătut lamentabil de Cristiano Ronaldo. Au și porțile alea foarte urâte la Madrid, nici nu știu unde intră mingea până la urmă. Din 11 metri, așadar, Real Madrid, ca de obicei, a fost al 238-lea penalti în acest sezon pentru Real. Villarreal a egalat, a avut multe ocazii. Real însă pierde 2 puncte în disputa cu Barcelona, care a câștigat pe terenul Granadei 3-1, până la urmă a dat și Messi boaba. A jucat modest și Barcelona. Atletico n-a reușit decât un 0-0 la Sevilla, o echipă care pierde teren în lupta pentru Champions League și va îmbătrâni probabil jucând Europa League an de an. Valencia a luat-o în față cu 7 puncte în fața Sevillei. Nu știu dacă mai sunt speranțe pentru andaluzi să revină. Valencia a câștigat 2-0 cu Sociedad, a patra victorie consecutivă, ceea ce nicio echipă din Primera nu are în palmares în momentul de față. Valencia este singura echipă care s-a impus în ultimele 4 jocuri și va juca pe terenul lui Atletico. Incredibil meci duminica viitoare. Atletico nu are decât un singur punct avans pentru Valencia, sunt locurile 3 și 4, locul 3 duce direct în Champions League, locul 4 s-ar putea să nu ducă niciodată. În fine, în Liga franceză, în Liga, în acest weekend, dezastru de la OM cu Caen, înregistrat vineri, dar încă o dată spun, o victorie meritată, o victorie logică a celor de la Caen,
care într-adevăr au demonstrat că sunt echipa momentului în Franța, după acel 2-2 la PSG, chiar dacă cu doi oameni în plus în ultimele 10 minute, unde sigur n-au etalat un joc atât de bun ca pe Velodrom, aici au fost stăpâni pe situație practic după primele 15 minute în care OM a fost superioară clar, a ratat un penalti minutul 3 prin Batshuayi, penalti care ar fi trebuit să fie repetat. Aveți imaginea pe toate site-urile, evident că arbitru nu s-a preocupat de așa ceva, știind că e pe Velodrom, a dat penalti că n-aveai ce să dai altceva la faza aia. L-a strânge Iaia în brațe pe Mișii în, la prima fază, în minutul 2 practic îl strânge în brațe în care eu nu pot să dai altceva decât penalti, are ambele mâini pe Batshuayi care cade lat în careu, e penalti, însă același ea intră net în suprafața de pedeapsă și el este cel care își creează acest avantaj, după aia degajând la respingerea lui Rémy Vercoutre, degajează în tușă, deci penaltiul era absolut clar de repetat, OM ar fi marcat la repetare probabil, dar asta n-ar fi împiedicat-o să piardă, în mod evident ar fi fost un meci mai slab decât cel pe care l-am avut. Pentru că așa s-a jucat fotbal. A jucat fotbal, am fost un Werder Bremen, timp de 65 de minute OM și-a făcut treaba, a avut două goluri, a avut o bară transversală la capul lui Andrei Aiu, a avut alte nenumărate situații de poartă, însă adversarul a fost superior, chiar și raportul șuturilor pe poartă este favorabil lui Caen. Caen este prima echipă care trage 10 șuturi pe poartă pe Velodrom după Valenciennes în 2008. Deci a trecut de atunci, băi fraților, 7 ani. 7 ani au trecut de când o echipă n-a mai tras de 10 ori pe spațiu porții pe Velodrom. Valenciennes a pierdut atunci, în 2008, cu 1-0, reușind să marcheze la niciunul dintre acele șuturi. Dar oricum, Caen a meritat victoria, este cea mai bună echipă din Franța în momentul de față, fără discuții, ar bate clar pe oricine, mai ales încă o dată spun, victoria este absolut logică, în vedere că ei și-au pierdut doi oameni de bază în prima repriză, aceștia s-au accidentat, au căzut ca spicele, era să se accidenteze și al treilea, Seb, unul dintre cei care intrase, Nangis și cu Bazil s-au accidentat în prima repriză, au fost înlocuiți de către Seb și Lemar. Și Seb și Lemar au fost decisivi, însă Lemar a executat cornerul din care Seb a marcat golul de 2-1. După ce au fost conduși cu 2-0, normanzii au egalat în 3 minute și au câștigat pe final în minutul 87. Marseille era lider cu 4 puncte avans dacă n-ar fi ratat aceste șanse uluitoare de a câștiga meciurile ca și făcute cu Reims, cu Saint-Étienne și cu Caen. Fluiera în fruntea clasamentului în momentul de față, având în vedere faptul că Lyon n-a câștigat decât un meci în ultimele 5, iar PSG doar 2. Aseară Monaco-PSG s-a terminat cu un clasic 0-0, fără Ibrahimović, Paris Saint-Germain n-ar fi marcat niciodată, absolut niciodată pe terenul lui Monaco. Rămâne, bineînțeles, deschis clasamentul oricărui rezultat. Primele 3 echipe se țin în 4 puncte, mai sunt 11 etape. Lyon mai are încă 2 meciuri consecutive de jucat în deplasare. Unul l-a pierdut în acest weekend la Lille, 3 meciuri la rând în deplasare, pentru că a fost o inversare în tur. Meciul Montpellier-Lyon a fost inversat din cauza condițiilor meteo de la Montpellier și s-a jucat la Lyon cu acordul celor două echipe. A fost 5-1 pentru Lyon atunci. E bine, a curs multă apă pe Ron de la meciul respectiv. Ne apropiem de un Montpellier-Lyon weekendul viitor, duminica viitoare de la ora 22, în care gazdele sunt favorite, nu Lyon. Montpellier pe cai mari în ultima vreme, are toate șansele să învingă și pe Lyon. Caz în care, sigur, Paris Saint-Germain va trece pe primul loc, pentru că de data asta nu mai așteptăm surprize. Urmează un PSG-Lens pe Parc des Princes. Are Paris Saint-Germain cum să se împiedice de acest ciot efectiv. Lens este deja retrogradat în Ligue 2, la fel ca și Metz. Cele două echipe nu mai au nicio șansă să se salveze, sunt lamentabile. Deci e clară treaba, PSG va câștiga, dacă Lyon nu bate la Montpellier, pierde prima poziție, după care urmează Marseille-Lyon pe 15 martie. OM, după ce a pierdut aceste șanse uriașe, ar putea să revină pe primul loc
în bătând pe Lyon acasă în următoarea condiție: să câștige la Toulouse vinerea viitoare. Toulouse este în momentul de față o echipă absolut în genunchi, care nu mai joacă nimic de vreme îndelungată, este în zona retrogradării Toulouse. E o posibilitate pentru OM să se impună acolo. Dacă Marseille va câștiga, tot așa marcând două goluri fără probleme, nu se știe câte va încasa, goluri va marca în orice caz la Toulouse. Dacă va câștiga, deci va face 53 de puncte. Să zicem că Lyon face egal la Montpellier, ceea ce deja ar fi mare lucru pentru ei. Ar fi 55-53, după care urmează meciul pe Velodrom. Dacă OM bate, trece peste Lyon cu un punct, sau chiar cu două, dacă Lyon va pierde la Montpellier. Și ar mai rămâne PSG în această situație, care are meci cu Lens acasă, îl câștigă, dar dacă după aia va pierde în deplasare următoarea etapă, ar putea să fie depășită la gol averaj de OM, în funcție de cele două victorii pe care OM le va obține cu Toulouse și cu Lyon, dacă, sigur, ele se vor petrece. În momentul de față suntem departe de asta. Deci, situația campionatului nu este deloc jucată, mai ales că după aia avem un OM PSG în aprilie, să nu uităm, urmat apoi de un OM Monaco, care iarăși ar putea să decidă foarte multe. Așadar, rămâne suspansul cât casa în Franța, mai ales că nici Bordeaux, nici Saint-Étienne, echipe care teoretic sunt în urmărirea podiumului, și nici AS Monaco n-au reușit să se impună. Etapa viitoare, pe lângă meciurile pe care le-am anunțat, este un Evian-Monaco interesant. Evian se bate împotriva retrogradării, s-ar putea să o agațe un pic pe Monaco, care e și ea preocupată de alte partide. Nu mai departe de în acest mijloc de săptămână este iarăși un PSG-Monaco în cupă, important pentru cele două echipe, categorii. Apoi meciul cu Arsenal din Champions League se apropie și el, returul. Nu știu dacă Monaco va reuși pe toate fronturile să facă față. Sunt la 6 puncte, de fapt cu golaverajul la 7 puncte în spatele lui OM. Au un meci mai puțin jucat acasă cu Montpellier, o restanță gravă. Acolo ambele echipe joacă o carte mare. Pentru că Montpellier, dacă ar câștiga la Monaco mâine restanța asta, ar trece pe 4. Adică o situație care i-ar permite să spere la cupele europene, locurile 4 și 5, ducând din Franța în Europa League, rog, în tururile preliminare. Deci cam asta este situația, de departe cel mai îmbârligat campionat european, cu 3 echipe în continuare cu șanse reale la titlu, 11 etape mai sunt de disputat. Și sigur că toate scenariile sunt încă posibile în ligă. Spuneam de turneul celor 6 națiuni la rugby, să vorbim un pic și despre asta. A avut loc cea de-a 3-a etapă în acest weekend. Irlanda, spuneam, învingând Anglia pe teren propriu, se pare că a făcut un pas decisiv către victorie. Irlandezii erau câștigătorii de anul trecut, erau considerați cu șanse reale la titlu și în acest an. Părea destul de puțin probabil ca cineva să vină să-i încurce, mai ales că aveau meciuri acasă cu Franța și cu Anglia, meciuri pe care le-au câștigat. În acest weekend, Scoția a fost învinsă de Italia pe teren propriu la Edinburgh în ultimul minut, pentru lovitură de pedeapsă. Italienii au câștigat 22-19. Franța s-a făcut de râs acasă pe Stade de France, a pierdut net cu Țara Galilor 13-20. Iar Irlanda a învins la Dublin Anglia cu 19-9. În clasament, după 3 etape complete, Irlanda conduce, 3 victorii, 6 puncte, urmată de Anglia și Țara Galilor câte 4 puncte, ambele echipe au fost învinse odată. Franța are 3 puncte ca și Italia, adică o victorie și 2 înfrângeri, Scoția având înfrângeri pe toată linia. Urmează nu weekendul următor, ci celălalt, deci peste 2 săptămâni, alte 3 partide. Țara Galilor, Irlanda, este un meci esențial pentru câștigarea trofeului. Irlandezii încă speră la Marele Șlem. Cazul în care Țara Galilor va învinge Irlanda, atunci bătălia se va da între aceste două echipe în ultima rundă. Irlandezii jucând în Scoția, iar galezii jucând în Italia, practic va fi ușor pentru amândouă, dar Irlanda trebuie să obțină cel puțin un punct în Țara Galilor. Sigur că nu i-ar mulțumi pe deplin acest rezultat, pentru că n-ar mai câștiga Marele Șlem.
pentru Marele Șlem este obligatoriu să câștigi toate cele 5 meciuri. Anglia joacă acasă cu Scoția, va fi un galop de sănătate, iar Franța joacă în Italia, atenție, pe 15 martie la Roma, un meci în care italienii i-ar putea depăși în clasament, la cum a jucat de prost până acum Franța, lucru anticipat de altfel de specialiști în rugby din hexagon. Victorie chinuită cu Scoția, 15-8 în prima rundă și apoi două înfrângeri cu Irlanda și cu Țara Galilor. Francezii nu sunt la adăpost de o papară în Italia care va duce într-adevăr la un iureș extraordinar în lumea rugby-ului lor. Apoi în ultima etapă, pe 21 martie, sunt programate toate cele trei meciuri, Italia, Țara Galilor, Scoția, Irlanda și Anglia, Franța. Acest meci care pică pe undeva interesant, marele derby Anglia-Franța în ultima etapă nu va mai avea însă mai mult ca sigur savoarea de altă dată, pentru că francezii sunt în genunchi, iar englezii n-ar trebui să fie în cărți pentru câștigarea trofeului, nici măcar șansa de a se mai bate pentru titlu nu vor mai avea englezii în principiu în ultima etapă, având în vedere că ori Țara Galilor, ori Irlanda vor fi deasupra lor, cel mai probabil 15-le trifoiului care spuneam, dacă nu va pierde în Țara Galilor la Cardiff, va fi ca și câștigătoare meciul din Scoția, fiind o formalitate pentru ei. Nu este anul scoțienilor. Scoția, de altfel, a terminat lingură de lemn și în ultimele două ediții ale turneului. Italienii au început să fie peste ei, ceea ce nu e o surpriză, pentru că Italia are, sigur, un fond potențial de jucători superior Scoției, este clar, și odată ce rugby a devenit profesionist și în Italia, nu era așa o mare surpriză, având în vedere că veneau antrenori francezi sau chiar de alt tip din emisfera sudică, nu e nicio problemă să aduci un antrenor în Italia. Potențialul lor este mai mare decât al Scoției, chiar dacă tradiția este net de partea reprezentanților Ciulinului. Italienii pot să progreseze încă în rugby, nu și-au atins marja de sus, sau n-au atins tavanul în ascensiunea lor. E posibil să ajungă să fie o națiune chiar mai importantă decât atât. Țara Galilor și Irlanda, neavând nici ele pe termen lung certitudinea că vor continua să ofere echipe de prim plan, traversează o perioadă bună, mai ales irlandezii, dar nici ei n-au un fond atât de mare de jucători cum au francezii sau italienii. Sigur, pentru asta trebuie să știi să ieși și lefuiești un pic. Franța, de exemplu, nu are niciun mare jucător în actuala generație, motiv pentru care ei nu există. Nu pot să desfășoare pe trei sferturi nicio acțiune ca lumea. I-am văzut și cu Țara Galilor, nu reușesc. Franța a marcat până acum în cele trei meciuri pe care le-a jucat două eseuri. Au fost inutile amândouă, întrucât s-au întâmplat în meciurile pe care le-au pierdut cu Irlanda și cu Țara Galilor. Două eseuri în trei meciuri este foarte puțin. N-au marcat niciun eseu în primul meci cu Scoția, pe care l-au câștigat numai din lovituri de pedeapsă, 15 puncte toate din lovituri de pedeapsă. Au reușit 11 puncte în Irlanda, marcând un eseu, 5 puncte și 2 lovituri de pedeapsă, după care au dat un eseu cu Țara Galilor, dacă erau deja bătuți, nereușind să facă mai nimic, l-au transformat. Au făcut 7 puncte și în rest au reușit 2 lovituri de pedeapsă. Deci foarte puțin. În mod normal, în Anglia nu vor da niciun eseu în ultima rundă, mai au șansa meciului din Italia, unde va fi extrem de echilibrat, pentru că și italienii doresc ca pe teren propriu să bată și ei pe cineva. Și cam așa se prezintă turneul celor 6 națiuni la rugby în acest an. Bun. Ca să încheiem, vedem aici o știre cu posibilă întoarcere deja a lui Claudiu Cheșeriu din Qatar. Incredibil, după doar două meciuri petrecute departe de Steaua. Acesta spune că nu este exclus ca el să se întoarcă. Sigur că deocamdată nu prea are cum, doar dacă îl dau ea afară, pentru că de-abia a semnat cu Al Gharafa, o echipă de mijlocul clasamentului în Qatar. Am văzut că această echipă și-a mai revenit un pic. Nu are legătură neapărat cu venirea lui Cheșeriu, care încă n-a marcat acolo, dar el își dorește ca pe viitor să joace iarăși în tricoul Stelei, sigur că nu înseamnă că se va întoarce în acest campionat, deși
Dacă fac și calcă pe bec în Qatar și îl dau ea afară, ce știu eu pentru ce lucru, sigur că se poate întoarce la Steaua, întrucât regulamentul internațional îți permite să joci de două ori în același sezon pentru o echipă. Nu poți să joci pentru trei echipe diferite. N-ar mai putea să se transfere la altă echipă, dar la una dintre cele la care a jucat se mai poate întâmpla. Asta este. Dacă lucrurile sigur nu vor sta așa cum își planifică el și nu se va mai întoarce în Ghencea niciodată, atunci va rămâne regretul că Steaua l-a lăsat să plece într-un moment în care, iată, se pare că totuși mai avea nevoie de un cartuș ofensiv. O să vedem cum vor evolua lucrurile în următoarele etape de campionat. Astăzi am înțeles că nu mai sunt bilete de vânzare în Giulești. Rapidul a trebuit să tipărească 2000 de bilete în plus, atmosferă vulcanică, se spune la meciul cu Viitorul din această seară, după succesul din Ghencea, fanii Rapidului se pregătesc să-și susțină echipa până la capăt și evident că au nevoie de o victorie ca de aer astăzi cu trupa lui Hagi, dacă vor să scape de retrogradare cât de cât, pentru că în cazul în care Rapidul nu câștigă, vorba lui Puștai, practic au bătut degeaba în deplasarea din Ghencea. O să vedem dacă se adeveresc până la urmă și suspiciunile de care vorbeam mai devreme, cum că Rapidul n-ar câștiga nici în ruptul capului astăzi cu acești constanțeni foarte voluntari. Dacă într-adevăr a fost un blat în Ghencea și Steaua, ca să-l mențină pe Hagi în Liga 1, a dat meciul Rapidului, în fine, se vorbește la noi în multe sensuri. Steaua la vremea respectivă avea 10 puncte avans și se gândea că acestea sunt suficiente. Există această posibilitate. Vom vedea cum se joacă în Giulești, că Rapidul combate sau nu în seara asta cu Constanța. Bun, toate bune, dragi prieteni, până mâine când ne reauzim pe undele Sport Total FM la aceeași oră, ora 15. Rămâneți cu bine!